tu așează-te deoparte, regăsindu-te pe tine. Această desfătare atât de nouă. Nu mă alegeți pe mine să răspândesc în lume fericirea. Nu se poate altfel. Importantă este doar bucuria de a trăi. Cu o condiție, să păstrăm taina. Eu cred, și nu sunt singurul, că a pune în mod dramatic, melancolic, nostalgic, vremea actorilor care au drept hrană pe scenă talentul și intuiția, bineînțeles că fără ele nu se poate, Doamne ferește, și că își face din ce în ce mai mult rostul și își găsește rostul un tip de actor mult mai apropiat vremurilor chiar bezmetice pe care le trăim acum și care este un actor cu un fundal cultural ceva mai bine precizat decât în alte vremuri. A fi? Sau a nu fi? Această întrebare. A fost considerat cel mai frumos Hamlet al scenei românești. Unul dintre cei mai talentați actori într-o rostire eminesciană. Un înzestrat poet și scriitor care a știut să-și risipească harul printre muritori, lăsându-ne învăluiți de zâmbetul lui îngăduitor și tandru. Să dorm. Nimic mai mult. Nu pleca tu de la mine. Dar ea a plecat pentru că începuse să plece. Cel care scria, cum să mă înfățișez mai bun iubirii? Poate în cămașa ce oțese mama, visând că doar în ea voi trece vama, visând că e cămașa nemuririi, și care își dorea să doarmă unde-i veșnică naua, glumea cu noi, imaginându-și o lume a jocului și a patimilor fără de nesați. Născut în octombrie 1954 la Beiuș, județul Bihor, România, Adrian Virgil Pintea a avut o copilărie fericită, învățând de mic să cânte la vioară și să îndrăgească lectura. Pasiunea pentru artă își va pune amprenta asupra existenței sale, reușind la admiterea de la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București, pe care l-a absolvit în 1979. Interpretarea antologică din spectacolul Romeo și Julieta de William Shakespeare, în regia Cătălinei Buzoianu, unde a avut-o ca parteneră pe Mariana Buriană, avea să-l consacre drept un actor înzestrat cu pasiune și talent. Divină noapte! Mă tem că totul nu-i decât un vis scornit de noapte. Fac precum dorești și mă botez din nou de-mi spui iubire. De azi încolo nu mai sunt Romeo, iubire sunt. Publicul a fost cucerit de-a lungul timpului de rolurile sale pline de savoare și de luciditate. Ideea de a găsi un pețitor pentru Laura a început să joace în planurile mamei un rol hotărător. Când am aflat, m-a cuprins o teamă cumplită. Măcar dar fi vorba de o boală oarecare, pentru că nu de moarte mă tem. Pentru cine a fost asta? Cred că pentru mine.
A fost admirat pe scena Naționalului Bucureștean, în spectacolele de la Teatrul Lucia Sturza Bulandra și de la Notara. Și-a urmat calea prefigurând firul vieții, despre care scria în eseul Sufletul actorului, publicat în volumul Pământul americanului. Sufletul actorului apare în luminile chinuitoare ale rampei pentru a vesti măreț, sălbatic și îndrăgostit, generos, firul vieții. E vindecat? Nu se poate altfel. Artistul român Adrian Virgil Pintea a avut și o strălucită carieră universitară. A fost un profesor foarte iubit de studenții săi, cărora le era deopotrivă mentor, prieten, dar și critic. Important este că sunt destul de tineri și au energie destul de bună, pozitivă și o strălucire pe care le-o dă vârsta. Și eu zic că și un început de pricepere autentică în ce au de făcut. În 2002 și-a susținut lucrarea de doctorat în domeniul teatru cu teza Hamlet sau actorul lucid. Și corespunde unei nevoi de rigoare pe care eu o am fundamental, fiind ardelean, dar și unei nevoi de rigoare în care eu chiar cred din ce în ce mai mult, odată cu trecerea vizibilă a vârstei. Acum aș bea și sânge clocotit. Aș face asemeni grozăvii, că ziua însă s-ar cutremura prin... N-o să credeți de ce nu merge. A fost remarcat de mari regizori și distribuit în numeroase filme. De la interpretarea din Falansterul, la Zeno din Lumini și Umbre, de la Reparatorul de piane din Adela, la Avram Iancu din spectacolul de televiziune regizat de Domnița Munteanu. Văd, tată, văd pe muma sub glien, ca floarea de măcerș la obraz. Din filmografia sa amintim Păduranca, Moartea unui artist, Nostradamus, Domnișoara Cristina. Mă atrage în cursă. Dar dacă mai spune ceva, o strâng de gât și o amenință cu omor până când mi-a mărturisit tot ce știe. Însă rolul pentru care a rămas în memoria publicului cinefil a fost Iancu Jianu, din filmele Iancu Jianu, Haiducul și Iancu Jianu, Zapciul. Că sunt Zapciul. Uite că știu. Dar dumneata tot nu mi-a răspuns ce cauți aici. A participat în show-uri muzicale, îmbogățind mesajul artiștilor cu poezia rostită de el. Aș afla că te-am pierdut, marea am să o ascult. Acest enigmatic, visător și frenetic artist care recita dumnezeiește, cânta la chitară și compunea și care credea că opera actorului este o sculptură de fum, spunea: sufletul actorului este viu ca o carne însângerată și zbuciumată de nesomn și străveziu ca veșnica amintire a iubirii. Dumnezeu știe cum rolul de aici s-a lecuit. Tu rămâi la toate rece, de te-ndeam, de te-cheam. Ce e val, cavalul trece. Nu spera și nu ai teamă. Te întreabă și sucoate ce e rău și ce e bine. Toate sunt vechi și nou toate. Vreme trece.